Domnule, a rămas domnul Radu Florian Bogojan pentru la Universitatea de Stat din Suceava cu comunicare, discurs politic și parlamentar, cazul deputatului Iacob Fistine. Am să completez câteva citate doar pentru a nu forța timpul comunicarea anterioară, legându-mă de unul din cei mai originali parlamentari pe care România interbelică i-a avut, care provenea din Bucovina, care nu era român și care a fost membru a unui partid considerat neguvernamental, nu a fost guvernamental, deci marginal la acea vreme. Vorba de Iacob Fistiner, născut la fundul Moldovei, dar care a fost în perioada interbelică șeful Partidului Social Democrat din Bucovina și unul din conducătorii Partidului Social Democrat din România și care a avut trei mandate, două pe listele Partidului Social Democrat, una în cartel cu Partidul 21, 22, 26, cu precizarea că la acea vreme era singurul parlamentar social-democrat din legislativul de la București, cel de-al treilea în 28-30, anul 1930 a consemnat, din păcate, și sfârșitul vieții lui Iacob Fistiner. În ceea ce privește discursul politic și comunicarea politică, există încă foarte multe probleme în analiza și legitimarea cu spațiul de conceptualizare și cu diferențierea între comunicare și politică. De aceea, de foarte multe ori, în analiza comunicării politice, a discursului politic, trebuie să ținem cont fie odată de o anumită simbolistică a modului cum este transmis mesajul politic, fie dintr-un alt punct de vedere a ceea ce mesajul politic, care este un mesaj înscris în normele sociale, dar care are un caracter clar determinat. De aceea, mai ales în perioada interbelică, odată cu introducerea votului universal, mesajul și discursul politic a devenit unul puternic integrator. În ceea ce privește pe Iacob Fistiner, o analiză pe care eu o propun acum din patru citate se înscrie într-o schemă clasică a ceea ce a reprezentat în fond structura și stilul de analiză a discursului politic. Am în vedere aici ambiguitatea intenționată ca instrument eficient al persuadării, am în vedere caracterul disimulat prin natura sa ideologică, am în vedere caracterul imperativ al discursului cu etapele sale de descriere, evaluare și prescripție și, bineînțeles, nu în ultimul rând, caracterul polemic. În ceea ce privește, de exemplu, caracterul polemic, i-am să aduc doar în discuție câteva din marele teme pe care el le-a abordat în Parlament. Principala temă se referă la modul cum înțelegea guvernul de la București să centralizeze puternic toate provinciile care aparțineau în acel moment de România, aici incluzând Transilvania, Bucovina și Basarabia, referindu-se strict la realitățile din Bucovina și la diferențele dintre Bucovina și moștenirea ei centrală europeană, austro-germană și România așa cum era. Iată, de exemplu, un mod prin care el aduce în discuție sub forma această polemică problema centralizării. Și spune așa: dar cum ne închipuim noi această unificare? În niciun caz așa cum se încât să se întindă pur și simplu legile din regat asupra celorlalte provincii. Dimpotrivă, va trebui ca o comisie să studieze legislația tuturor provinciilor, să scoată de pretutindeni în părțile bune, să adapteze totul vremurilor noi și să facă din acesta un tot unitar. Și spune, pentru a unifica provinciile, trebuie părăsită ideea de a transforma vechiul pașalâc românesc într-o Românie cazarmă. El înțelegea de altfel termenul de pașalâc românesc prin vechiul regat. Asocia o meteahnă mai veche a vechii românii cu România în care a trăit. Pe care o mai definea uneori și statul lui Schuller. Și am să vă dau un alt citat. Ceea ce văd și știu este faptul că spiritul acestui Schuller și orice națiune are Schullerul ei, își face apariția în toate legile guvernului. Ori acești Schuller nu sunt indivizi, nu sunt persoane anumite. Acești Schuller au devenit un sistem. Sistemul acapărării capitaliste al câștigului nelimitat, goana pentru îmbogățirea rapidă cu orice preț, specula neînfrânată și fără scrupule. Seamănă cu lucrurile astăzi, asta este pur întâmplător. În ceea ce privește caracterul, să spunem, disimulat al discursului lui Fistiner, vedem că foarte multe ori că asta rezidă din natura sa ideologică. În general, discursul politic nu era unul ideologic în România interbelică și doar partidele din afara spectrului guvernamental veneau cu însușiri ideologice. Ei, acesta este în principal Partidul Social Democrat, un partid
cu o educație, sau cel puțin bucovinenii și pistenerii cu educație austro-marxistă.